Cuvântul preferat al lui David este familie. De ce? Pentru că mă gândesc când ne adunăm cu toții și ne bucurăm împreună de sărbători, de evenimente. Foarte frumos, Alesia. Uniți. Uniți, cuvântul tău preferat. De ce? Fiindcă dacă nu suntem uniți, nu munca în echipă poate să ne aducă... Poate să ne aducă satisfacții mai mari și rezultate mai bune, nu? Tu, dragul meu, Tudor? Dragoș. Zi, Dragoș. Hai, zi. Zi un cuvânt care îți place. Dacă nu te-ai gândit niciodată până acum... Poate și ție îți plac ale lor. Nu repetăm. Încă auzi pe următorul. Hai, până te gândești, tu spune, tu. Bunici. Bunici. De ce? Au grijă de noi. Să înțeleg că bunicii tăi au grijă de tine, nu? Și familia. Ok. Tu. Trebuie să aștepți un pic. Hai, zi. Hai că trece timpul și nu avem timp. Te mai gândești, da? Nu știu. Ține-l pentru tine. Zi, Narcis. Iubire. Mă iubește. Zi, Eric. Viață. De ce? Deoarece este cea mai importantă. Zi, Tudorel. Pisică. Ai, ce drăguț. De ce? Pisică? Pentru că mie îmi plac pisicile. Foarte bine. Bun. Spune. Zi, Teo, până să gândește ea. Tată? De ce? Că mereu se aproape de mine. Deci mereu e aproape de tine. Simți în el un sprijin, nu? Spune. Doamna? De ce? Mi-a dat. Da, dar tu asociezi cuvântul... Da. Asociezi cuvântul ăsta cu doamna de la catedră, da. Da. Hai, te-ai gândit? Matei, nu? Nu, da. Zi. Sânge. De ce? Pentru că are o culoare deschisă și ne ține în viață. Zi. Fotbal. De ce? Dar trebuie să-ți placă dintr-un motiv. O să poate. De ce n-ai spus cricket? Sau de ce n-ai spus volei, da? Bun, zi! De ce zici? Zi! Pentru că, uite, nu găsești cu cuvintele. Pentru că e sportul meu preferat. Așa, zi! Animăluțe? Ok. Și tu, dragul meu? Pui. Pui? De ce? Îți plac pui, nu? Tot felul de pui, nu? Puiul să-l mănânci sau puiul să te joci? Tu, Kabil? Nici. Ce cuvânt preferat ai? Andrei. Și tu, Andreea? Câine. Tu ai câine? Da? De ce? Poți să te joci cu el. E un prieten, nu? De nădejde. Andrei. Și tu, Andreea? Un cuvânt care îți place. Un cuvânt pe care ai vrea să-l auzi mereu. Ai rămas dator cu un cuvânt. Și tu. Hai, ca să spuneți toți. Hai, dragă. Si, hai, mai sunteți trei. Inimă. N-am mai avut inimă. Nu a mai fost, a fost sânge. Și? Andreea și zi. Tenis. De ce? Că îți place sportul și mișcarea și ție, Andreea, hai repede. Hai, spune un cuvânt. Nu se poate să nu-ți placă un cuvânt. Uite, liniște îi place. Toamna? Doamna. O mai spus, doamna. Spune altceva. Andrei, ai visat sau nu știu ceva? Ce ai vrea să te faci când ai să fii mare? Ai vrea să ai o meserie? Andrei, uite-te la mine. Hai, spune un cuvânt.
floare, gâză, primăvară. Ce place mult ție? Un cuvânt care nu știu, hai, poate ai o mâncare preferată care îți place, sau o hrăniță care îți place, o culoare care îți place mult. Zi, hai zi. Polițist? Ia mâna la poliție. Ce ai zis? Polițist? Am auzit eu bine? Da. Bun. De ce? Dar nu trebuie să-ți fie teamă să-l spui, ci e un cuvânt. Polițistă, vrei să te faci polițistă când ai să fii mare? Abia așteptăm să ne aperi. A fost și la jandarmerie?